Am văzut și informații sau aprecieri făcute în spațiul public cu privire la faptul că România se află în topul traficului ilegal de migranți în Europa. Aici aș îndrăzni să nu fiu de acord cu acea afirmație. Dacă suntem într-un top, suntem într-un top al interceptărilor de succes a unor astfel de grupuri și asta datorită modului, aș zice eu, exemplar în care poliția noastră de frontieră își face datorie.